Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru echinocțiu de primăvară din 20 martie de la ora 23:30, când soarele face ingresul în berbec. Veți primi horoscopul. Acum numai sfatul oracolului Lenormand. Pentru această primăvară, cum va fi pentru voi, scorpionii? Iată o primăvară frumoasă în care primiți o veste din partea unui călător. Și această veste vă dă o stare de bine, bucurie, fericire, în primul rând fericire, și este legat de o ancorare. Poate unii dintre voi veți primi un contract de muncă și atunci vă stabilizați, vă gândiți să vă închiriați sau să vă cumpărați ceva, sau o locuință. Și, bineînțeles, poate să reprezinte pentru unii un contract bun care să vă facă fericiți, să vă aducă această fericire. Singurul lucru ar fi să păstrați această fericire în sanctuarul inimii voastre. Să vedem ce se întâmplă cu luna nouă din berbec, care este pe 21 martie, la ora 18, deci pentru cei scorpioni, luna nouă din berbec, și pe urmă vom avea și runele. Deci, 7 de bâte. Am putea spune că voi sunteți foarte preocupați de un blocaj pe care îl aveți, dar aveți cam tot ce vă trebuie pentru a ieși din această situație. Să vedem ce va aduce această lună nouă, sfatul pentru această lună nouă. Trei arcane majore. S-ar părea că aspectul este foarte important pentru voi, această lună nouă. Veți observa în ce casă se află. Cred că este în casa a șasea. Deci, locul de muncă. Deci asta ar fi locul de muncă, berbec pentru voi, scorpion, sădător, capricorn, vărsător, pești, berbec. Deci, voi vă doriți noroc. Sperați să vină norocul la voi, să fie totul ok, bine, bucurie, fericire, sau poate să fie și o problemă de sănătate. Dar mare atenție că această roată a norocului, ea poate să fie în favoarea voastră sau nu. Este o atenționare, este bine să vă doriți ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat, să fiți întotdeauna atenți, să vă protejați prin a vă ascunde scopurile și, bineînțeles, să fiți perseverenți în tot ceea ce faceți și veți primi până la urmă cheia puterii. Tot o arcană majoră, diavolul, care arată că aveți aici un capricorn sau aveți vicii de care ar fi bine să le gândiți. Viciu este să-ți dorești și prea mulți bani. Unii spun că nu, dacă vă plac banii, n-are nimic, luați-i. Dar să nu vă facă vulnerabili în fața altora. Aici este problema. Fiindcă acest diavol vă urmărește fiecare viciu, adică fiecare exces. Nu neapărat viciu este numai că fumez sau că beau cafea. Deci gândiți-vă foarte bine ce poate să reprezinte un viciu pentru voi, fiindcă intrați sub puterea acestui diavol.
Și totuși voi vă doriți să vă atingeți un scop. Vreți să fiți magicianul? Să vă atingeți scopul? Să vă folosiți de tot ce aveți la dispoziție, gândire, idei, creativitate, sentimente, sensibilitate, emoții, energie, vitalitate, comunicare, relații și, bineînțeles, de bagheta magică, care vă ajută să manipulați situații sau persoane. Acest lucru poate să vă aducă, într-adevăr, în puterea acestui personaj. Spunem că magicianul este bine, este perfect, dar nu știu cât este de perfect să manipuleze o situație sau o persoană. Acum, eu zic că trebuie să fiți foarte atenți la această carte, să țineți cont de viciile voastre. Să vedem ce spune această runele, fiindcă celelalte am văzut. Aveți aici, să le trecem pe cele bune sus. Nu prea mai aveți. Această rune reprezintă familia. Ori din familie s-ar părea că voi v-ați dorit să primiți niște bani și nu s-a întâmplat așa. Nu ați primit acești bani. Acest lucru s-ar putea să vă nemulțumească sau ați preferat să părăsiți familia pentru a primi bani. Dar mare atenție că apare această rună care spune nu aveți noroc. Deci voi ziceți plec în lumea largă, voi găsi, voi mă descurc. Dar nu aveți noroc. Această rună a norocului îi spune clar că orice ați întreprinde, orice ați face, ceva nu merge. Și călătoria voastră este destul de neplăcută. Sunteți însoțiți de persoane care știu să vă facă tot felul de promisiuni, să vă capteze sau să-și arate sentimentele pentru voi și voi, vulnerabili, dacă îi ascultați și nu vă dați seama că plecați pe un drum greșit alături de ei, veți avea o pierdere. Cele două rune întăresc această pierdere. Deci aceasta este răsturnată, aceasta este tot răsturnată, care arată o pierdere de bani. Pierdeți niște bani. Aici poate să reprezinte și un moment în care sunteți tentați să intrați poate într-o afacere și va fi o afacere proastă, o afacere în care nu merge sau chiar într-o relație sentimentală unde din nou nu vă puteți descurca. Este momentul să vă opriți, să așteptați, să primiți o hotărâre a unei instituții. De obicei aici această instituție reprezintă judecătoria. Deci s-ar putea ca voi să primiți un răspuns din partea judecătoriei. Bun sau rău, totuși aveți decât două rune benefice, dar nu neapărat vor aduce schimbarea. Aceste rune reprezintă totuși munca voastră, o relație care poate să perfecteze alături de vitalitate, energie, victorie. Deci trebuie să fiți foarte prudenți. Așa cum vedeți și aici, vă doriți norocul, dar această rună spune că nu veți avea noroc.
Și, bineînțeles, această atenționare, renunțați la viciile voastre, fiindcă nu sunteți decât o simplă trestie în fața acestui diavol. Deci, cam asta ar fi citirea. Eu vă doresc o primăvară frumoasă și vă mulțumesc pentru timpul acordat.